Violența domestică este o problemă pe care lumea nu a reușit să o rezolve de-a lungul secolelor. Conform datelor UNICEF, în Moldova, mai mult de 63% dintre femei și fete cu vârste cuprinse între 15 și 65 de ani au fost supuse cel puțin unei forme de violență. Nici bărbații nu sunt o excepție. Conform statisticilor Ministerului Afacerilor Interne, puțin sub o treime dintre victimele comportamentului violent sunt de sex masculin. Echipa Newsmaker a decis să-i întrebe pe locuitorii capitalei cine se face vinovat pentru violența domestică. Кто виноват в домашнем насилии над женщинами, тот, кто производит это насилие. Как правило, когда возникают такие ситуации, это означает, что кто-то психологически нездоров. Поэтому в данном случае терапию стоит проходить всей семье. Depinde de caracterul persoanelor. Sunt, poate fi un bărbat care e abuzator, manipulator, cum poate fi și invers. La fiecare în parte, nu poți să punem o etichetă că în fiecare familie bărbatul e abuzator și, sau invers. Asta e individual în fiecare familie. Нормальный мужчина не должен обижать свою женщину, свою любимую женщину, свою жену. Когда еще люди были примитивными, мужчина же относился к сильному полу, и его в априори он должен был быть защитником женщин и детей, а не насильником или убийцей. Cred că 50 la 50. Dar cineva provoacă, cineva nu tace, cineva vorbește mai mult, cineva... Ei, nu știu, cam așa. Агрессор. Почему? Что он агрессор? Тут не бывает другого варианта. Câteodată și femeie, și bărbatul devine. Sunt femei care se comportă în așa motiv că bărbatul se devine nervos sau îmblă cu amantul și așa mai departe. Sunt și bărbați care din copilărie poate au avut și defect sau părinții erau cu dânsul dur, prea tare. Aici depinde de mod psihologic mai mult. Обе стороны всегда виноваты, я приду с этой стороны, а мужчины, может быть, чуть больше на них вины, все-таки они сильнее, должны понимать, что они защитники. Păi, dacă se face asupra violența asupra femeilor, cred că bărbații mare parte, dar cred că bărbații care sunt agresivi sau nestabili psihic sau moral, cred că ei sunt vinovați în agresare, cum ați spus acolo. Ну, виноват, как правило, тот, кто не может сдержать свои эмоции. Всегда можно как-то решить вопрос без насилия, я считаю. Cea mai mare parte, sigur că e bărbatul, dar cred că s-ar putea și o vină mică să aibă și femeia, că ar trebui cumva să ne învățăm să aplanăm conflictele. Любое может произойти, но руку поднимать на женщину ни в коем случае нельзя, поэтому мужчина. Bărbatul ar trebui totuși să mențină puțin puterile lui și emoțiile în el. Depinde de om, răspund că nu știu cum să argumentez, dar din păcate la noi este o problemă în țară, că într-adevăr foarte multe persoane de gen feminin sunt agreate forțat, moral și așa mai departe.